care mă pun pe multe fețe în probleme ca aceasta. M-a arătat Domnul și a strigat Duhul Sfânt așa să-mi deschidem inimile, pentru că Domnul e gata să ridice multe poveri în această zi. O striga Duhul Sfânt așa, nu priviți într-o vreme ca aceasta către om, ci priviți către Domnul care are putere să dea biruință. Mesajul a fost pentru dumneavoastră și o striga Duhul Sfânt așa cu privire la dumneavoastră. Aveți o durere înăuntru inimii și multe semne de întrebare se ridică într-o vreme ca aceasta. Și adesea vă întrebați de ce a lucrat Domnul așa pentru dumneavoastră. Duhul Sfânt strigă așa, mulțumiți Domnului chiar și pentru încercări, pentru că Domnul știe cum să lucreze. O striga Duhul Sfânt așa, prin multe încercări ați trecut și încă treceți, îmi face Domnul de cunoscut. Și adesea gemeți și plângeți înaintea Domnului și am văzut cum înăuntru inimii era o rană, dar o striga Duhul Sfânt așa, vindecarea vine de la Domnul, cereți în această zi și credeți totodată, pentru că viața este în mâna Domnului. O striga Duhul Sfânt așa, Domnul a fost cel care v-a ridicat de pe patul morții și a scris viață în dreptul dumneavoastră. Amin. De aceea mărturisiți de unde mâna Domnului v-a scos biruitoare. O striga Duhul Sfânt așa, m-a arătat Domnul persoana de lângă dumneavoastră. Și o striga Duhul Sfânt așa, adesea mijlociți pentru această inimă și cereți ca Domnul să lucreze cu mântuire. Nu vă cunosc, Domnul, cel care vă cunoaște. Striga Duhul Sfânt așa, iată, scurt va fi timpul când mâna Domnului va intra, va cerceta. Pentru că face Domnul de cunoscut referitor la dumneavoastră, cel de lângă dumneavoastră, strigă Duhul Sfânt așa, Domnul vă vorbit când într-un fel, când în altul și nu puteți să spuneți că nu cunoașteți glasul Domnului, că de atâtea ori Domnul v-a chemat pe nume. Și strigă Duhul Sfânt așa, ați trecut prin probe grele și prin încercări și de multe ori îmi face Domnul de cunoscut când erați în proba focului, strigați către Domnul și cereați ca Domnul să vă dea izbândă și ca Domnul să vă ajute. Face Domnul de cunoscut, chiar ați făcut promisiune că veți întoarce către Domnul și o să vă predați în mâna Domnului, dar n-ați făcut această lucrare și Duhul Sfânt strig așa, nu amânați, nu întârziați, pentru că ziua de mâine nu este a noastră. O striga Duhul Sfânt așa, iată, nu la voia întâmplării sunteți în acest loc, în această zi. Și a fost o zi scrisă și rânduită mai dinainte de către Domnul. Ca Domnul să vă vorbească din nou și să vă spună că cunoaște durerea și suferința. Îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa în dreptul dumneavoastră. Adesea în cortul dumneavoastră lipsește unitatea, lipsește pacea. Și adesea am văzut și am primit din partea Domnului cum plângeați și ziceați, până când? O striga Duhul Sfânt așa, dacă dumneavoastră cu toată inima vă veți întoarce către Domnul și o să vă predați viața dumneavoastră în mâna Domnului, spărtura care a făcut-o îmi face Domnul de cunoscut vrășmaș într-o vreme ca aceasta în casa dumneavoastră, Domnul e cel care va lega rana inimii dumneavoastră și va coborâ cu unitate. Îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, chiar acel suflet de parte bărbătească, pentru care adesea a plâns în taină înaintea Domnului, Domnul cel care va cerceta și va ridica, îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, mă arată Domnul în vedenie, cum din nou va lăsa unitate și strigă Duhul Sfânt așa, unitate, unitate se va face de către mâna Domnului și mulți vor vedea izbânda pe care Domnul să vă deie. Dacă în această zi cu adevărat hotărârea care ați luat-o îmi face Domnul de cunoscut, în urmă cu câțiva ani de zile, nu sunt mulți, îmi face Domnul de cunoscut, ați luat hotărârea aceasta când ați trecut prin acel cuptor, foarte aspru îmi face Domnul de cunoscut, a spus, Doamne, mă voi întoarce la tine dacă vei face și lucrul ăsta pentru mine. Și o striga Duhul Sfânt așa, faceți ce a spus înaintea Domnului. Pentru că îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, cuptoarele sunt pregătite ca să intrați și cuptor după cuptor să pregătiți în dreptul dumneavoastră. Pentru că planul Domnului pentru dumneavoastră este mântuirea. Și Domnul să vă dea această biruință. Amin. Amin. Cu privire la tine. O striga Duhul Sfânt așa referitor la tine. Nu la voi întâmplări ești în acest loc tinere. Domnul a fost cel care te-a adus și te-a chemat pe nume în această zi. O striga Duhul Sfânt așa, deschide-ți inima și lasă-L pe Domnul să lucreze și pentru tine. Sunt lucruri pe care tu le aștepți și le ceri din mâna Domnului. Și adesea te frămânți tu cu ele. Duhul Sfânt strigă așa, lasă-L pe Domnul să lucreze pentru tine. M-a arătat Domnul în dreptul tău un pahar și aici am primit din partea Domnului, știi ce este? Alcool. Sunt lucrurile care într-o vreme ca aceasta te frământă și te încojoară și care macină înăuntru inimii tale. Duhul Sfânt strigă așa, ieși din lucrurile acelea de grav într-o vreme ca aceasta. Pentru că voia Domnului cu privire la tine este într-o vreme ca aceasta ca tu să te întorci și să te predai în mâna Domnului. Îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, iată, Domnul vrea să te ridice, dar tu trebuie să te lași prelucrat de mâna Domnului. Pentru că dacă nu, îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, vrăjmașul din nou îmi face Domnul de cunoscut, va încerca să-ți curme firul vieții. A încercat, îmi face Domnul de cunoscut și ai fost gata să pleci de pe pământul celor vin. Dar Domnul a scris viață în dreptul tău. De aceea, în această zi, îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa.
cheamă-L pe Domnul. Ai întrebat, îmi face Domnul de cunoscut înăuntru inimii tale dacă cu adevărat gura Domnului vorbește. Te întrebai cum cu adevărat poate vorbi Dumnezeu printr-un om? Și Duhul Sfânt a strigat așa ca să înțelegi că Domnul e prezent în adunare în această zi. Și El e Cel care cercetează inima și rărunchii. Strigă Duhul Sfânt așa, deschideți inima înaintea Domnului, cere-L pe Domnul cu credință și Domnul e Cel care se va descoperi și ființei tale. Și Domnul să-ți dea această biruință. Amin. Amin. Cu privire la poporul, m-a arătat Domnul și a strigat Duhul Sfânt așa, Cel care își va deschide inima în această zi, va pleca vindecat de mâna Domnului. Cu privire la această zi a fost dat din cuvântul Domnului, Psalmul 5. Amin. Mm-hmm.